ne-am apucat să facem băile de la celălalt apartament. O să vă arăt cum se des. Mergem să scoatem din portbagaj. Și mergem către Turda. Aici e ieșirea din Aiud către autostradă. Vreme excepțională. Cred că n-o să ningă. Pe munți se vede zăpadă. În martie trebuie să facem ITP-ul la mașină. Aici va fi ca o flamă. Auzite, așa se spune că aici va fi la Kaufland, în zona asta. Și acum ne urcăm pe autostradă. Vremea e faină, bate soarele pe noi. Nu, cred că e înghețat, că sunt. Adică 3 grade, 4 grade. Să vedem dacă mai găsim presie. Aici se bifurcă autostrada, în dreapta se merge către Sibiu și în stânga către Turda, Cluj, Oradea. Pentru cei care nu știu, dar sunt fer convins că toată lumea știe. Ce vreme, zici că suntem în Elveția. N-am putut să filmez în magazin, că nu ne-o lăsat. Am grese aici pe banchetă, dacă se vede. Plus în portbagaj, mă duc ca și cu o barcă. Abia mare mașina. Pe geamă. Mai avem un pic și ajungem la Aiud. Destul de greu mă duc cu mașina. Încet, încet ne apucăm de treabă. O lună trebuie să fie gata, cu mobilă, cu tot. Ba, suntem pe strada strâmtă. Haideți să vă arăt apartamentul care trebuie să-l pun la punct. Pentru care am luat gresie și faianță. Hai să fac așa un tur. Pe aici se intră. Aici avem un dormitor. Care va fi pus la punct. Aici avem un alt dormitor, numai n-am cheia la mine. Aici e balconul. Și aici sunt băile unde vom lucra noi astăzi. Să se vedem care deranjează așa tare. Bun. Așa. Deci peretele ăsta se va da jos, celălalt perete se va da jos, aici va fi un perete de sticlă, duș, aici va fi un dulap, unde o să montăm chiuveta și WC-ul rămâne. Pe acest perete va fi tapet până acolo. Iar pe peretele ăsta, cu celălalt, și
1,40 m, va fi faianță. Gresia rămâne. Pregătim baia. Acest apartament va fi pus la punct și va fi închiriat în regim hotelier. Deci avem o masă mare de birou. Sus avem spoturi. Aici va veni un televizor pe perete. Aici în fața lui un colțar. Aici un pic de mobilă de bucătărie. Aici tapet. 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 Aici va fi o masă cu 4 scaune. Priveliște foarte faină din apartamentul ăsta. Suntem exact la strand. Și dincolo e Capitolul. Cine vrea să mănânce, doar coboară și merge dincolo și mănâncă. Aici iar va fi un pat cu două noptiere. Nu știu dacă o să vă pun. O să vă pun câteva poze din plan. Designul a fost făcut cu un designer. Iese bine până la urmă. Deci avem întâlzirea în partea o seară. Aici este centrala. 43 de grade. Un pic scădem. Nu știu, dar până ajunge acolo, nu uit mai. Multe geamuri. Uși, suntem chiar în zona centrală. Poți să zici că în zona liniștită a orașului. I-am dat drumul la încălzire, să vedem câte grade sunt acum. Încerc să va încălzi aici, nu a fost căldură de mult. A venit iarna. Este seară. Hai să vedem ce au lucrat băieții. Aici este ușa de intrare. Intrăm acum în apartament. Aprindem luminile. Bun. Să se văd scheletul de la gips carton. Și cum stăm cu baia. Deci o lumină ne deranjează. Deci cu baia stăm foarte bine. S-au luat pereții. Au fost demontate. Așa arată. Bun. Deci unde a fost lipit WC-ul. Văd că aici avem o placă de gips carton lipită. Se și vede. Așa. Până aici va fi dușul. Sticla de duș se vede de acel metru și la lățimea de un metru. Chiuveta asta va fi desfințată. Da, nu e rău. Vor lucra bine băieții. Aici sunt scule. Scara. UD-uri sau CD-uri, cum se numesc astea. Ușile care au fost acolo. Sunt bune. Da, asta e
este. Încet, încet se va forma. Normal, lumina aici, dacă aprins toate luminile, opa. Una, numai că deranjează. Aici avem două chiuvete, vase, nu este canalizare pentru chiuvete, apă caldă, apă rece, aici putem să punem o mașină de spălat, aici va fi duș undeva, în zona asta, cam bâc. Asta încet, încet se face. Scurgerea asta, aici va fi scurgerea pentru duș, încet, încet se va face. Avem și o priză. Dacă îi trebuie la cineva o masă imensă, este de vânut. E ok. E foarte, foarte ok. Bun. Mereu să mâncăm. De amiază că n-am mâncat nimic. Hai să vedem din camera asta cum se vede afară. Ce deschid geamul. Asta-i până mai luștea. Excelent. Excelent. Spoturile astea mari o să le schimb. Acolo mai avem camera electrică cu cheia. Aici va veni un pic de mobilă de bucătărie cu un corp suspendat. Tapet pe peretele ăsta, să se mă caigă așa să se mă. O să fie un apartament de lux. Dar mai durează un pic, nu mult. Mâine revin cu noutăți. Dăm înainte, nu ne lăsăm. Așa. Ia să vedem cum stăm cu baia aici. Ia să bine. De ce să mai așa? N-are cum să nu iese. Oare mai crea pe după aia? Să nu vine să mă dă ce faci, să faci pe casă. Vă vedea, normal ar trebui. Eu am ras până la... până mii tare, ai văzut. După aia am chinuit cu gâna tare și am mai dat o să. Dacă mai creacă, băgăm fier de ton. Exact. Știi că faci șans? Sticlă de aia fier. Faci șans și... Aici vreme faină e afară. Ce filmezi tu, mă? Te-am filmat pe tine cum lucrezi. Așa filmezi etapele, știi? Sticla de 1,40 pe 2 metri. Imensă e sticla asta.
În gardierii de la penitenciar. De ce n-ai mai rămas în Italia? Toată lumea lucră, numai eu trag chiulul. Toată lumea lucră, numai eu trag chiulul.